Domnule primar, domnule secretar, stimați consilieri, dragi colegi, de pe acum pot spune așa, sigur că nu puteam să nu iau cuvântul acum, pentru că eu sunt persoana care, alături de primar, am petrecut cei mai mulți ani în primărie. Încă din anul 2000 consilier, 20 de ani consilier local, dintre care 14 viceprimar. Sigur, a fost în perioada începuturilor, primarul a vorbit aici despre faptul că a fost perioada când mioveni au cunoscut cea mai mare dezvoltare și obiectivele care sunt acum mioveni vorbesc de la sine. A fost o perioadă frumoasă, a fost o perioadă și cu bune, și cu mai puțin bune și cu greutăți, dar și cu succese foarte multe. Am reținut și trebuie să reținem din acea perioadă momentele acelea bune și să uităm pe cele grele și pe cele care au fost mai puțin plăcute, pentru că tot ce am făcut a fost pentru dezvoltarea localității, pentru binele locuitorilor din Mioveni. Vreau să-i urez primarului să fie sănătos, să se înconjoare de acele persoane pe care crede că sunt într-adevăr oameni, să trăiască într-o realitate așa cum este ea și îi urez liniște sufletească și multă sănătate. De asemenea, vreau să mulțumesc Consiliului Local care încheie astăzi un mandat. Multă sănătate, a fost un consiliu local care, într-adevăr, așa cum spuneau și colegii consilieri, au fost realizări în toate planurile. Îmi doresc și eu să am aceeași consiliu local lucrativ, care să răspundă nevoilor locuitorilor orașului Mioveni. Tuturor vă urez multă sănătate, salariații primăriei, doamna, domnii aici de față care au dus greu, doamna directoare economică, domnul, și nu vreau să-i menționez pe toți, pentru că, adică să le spun numele, îi menționez într-un cuvânt funcționarii publici, personal contractual. Vă mulțumesc și multă sănătate tuturor, vă mulțumesc.